nebune prostule. Easy. Eu cred că eu le și face manevră. Pam. Sau așa. Am aici, pam. Piu. Ok. Ducem aici, facem ceva la ăsta. Sau bă, băi, și bine m-am găsit la un nou video de la asta, ne jucăm Among Us. Nu uitați să apăsați butonul de la like, aici. Ia, suntem impostori. Impostori. Deja. A, pe să vă gelus, ca să să pun și o întrebare. Ia. Ia. Deci ce ai făcut în admin prima și prima dată? Cardu. Minți. Ba nu. Minți. Am făcut cardu. Era încă goală. Ba și nu. M-am dus, am făcut cardu. Se încarcă după un timp, să știi. Se încarcă în curs după un timp, se încarcă după o secundă, maxim. Ia stai, ia stai. Păi nu, bă, nu, vă păi, dar chiar așa e, dar chiar așa e. Și după aia m-am dus în medbay și am făcut scan-ul. Nu s-a încărcat deloc, deci deloc, deloc. Sigur, sigur, sigur. Bă! Treaba voastră! Stați un pic, stați, ho, e dubios ceva. Hmm. Da. Tu voi aruncarea să ziceți de stes, dar voi nu spuneți unde sunt killurile, că nu vedeți că-s moi doar doi morți? La lumini. A, da, voi și să vă gelus, păi găsești și... pe Ștefan sau pe să vă gelus? Uite încă a doua parte, l-am lăsat pe stes la lumini. Semi. A venit după mine în electric și am fugit. Ba nu. Ce? Și Ștefan pe unde muri? Ba nu, eu m-am dus... Ba da. Ba nu, eu m-am dus în sus la medbay, am făcut scan-ul. Tocmai ce-am zis, înainte să spui tu. Eu n-am fost cu tine. Unde ai făcut scan-ul? Cum l-ai făcut în medbay? Dacă luminile erau luate? Ia uite. Pentru că a venit după mine în electric, voia să fac luminile, a venit și am dat... Eu nici nu te-am văzut. Deci stai un pic, Cristiana spune corpul în electrical. Tu spui că stai a venit după tine în electrical. Cum de n-ai dat un report la body dacă... dacă... Păi eu l-am lăsat pe stai acolo. Grasule, tu ce părere ai? Nu mai... Ia m-a lăsat pe mine acolo. Cu grăsule, al meu la și eu nu sunt impostor, două puțin. Cine crezi că e impostorul după tot ce dezvoltă mai așa? Tu l-am urât pe ăla și făcut râs de abă. O să-mi dați treptate când o să mă luat, o să vedeți. A, el e. E. Dacă nu e el... Deci nu am văzut așa ceva. Ne votăm până la urmă? Da, skip, da, skip, da. Eu am dat skip. E pierdut că mai fac ăștia acum două kill-uri. Lecturic cu stats, bro! De ce, mă? Băi, am fost în medbay. Rezi. Bă, mi se pare amuzant ce zice ăla, zice că nu spune nicio pare, nu pare, tu ești ăsta. Sigur! Bă, eu nu dau afară, că nu mai îmi dă bani după aia. Vezi? Dă-l fata afară. Îmi dai tu bani? Nu, îți dai seama. A, când vine vorba de bani, ia, oleu, mai leu. Păi ce, vine cu ide, frate, cu tata să-i dau bani? Ce ai, bă, că mi-am schimbat sexul între timp. Uleu. Facem aici bam, bam, bam. Vrei cea cu Claudia acolo, Oxali. Îl văd pe acolo, s-a dus în navigație. Aha, sigur. Ia zi, rog, să atunci cum să zic unde era sau să vă las să ziceți unde sunteți. Zi, Roxy, tu stai puțin, zic eu primul. Roxy, stai că m-a văzut. Bine, hai că te-am cam. Taci. Care cum era? Eu eram cu Claudel în admin. Ok. Eu am venit de dincolo, din dreapta, de unde face asteroizii, așa am coborât în jos. Deci de unde face asteroizii? Poate da. Cineva să confirme? Da, pot eu, deoarece eu m-am uitat pe camere. Da, deci celălalt impostor confirmă și el, spuneți, da. Și restul? Eram pe camere. Roxy m-a văzut. Zi, Cristiana, tu unde ești? Cristiana oricum era cu mine.
Din electrical venerăm deci făcut un download și după aia upload. Confirm? Da, am lăsat-o pe Kimi în electrical și am plecat spre admin. Le-am văzut și eu, eu le-am lăsat acolo pe amândouă, într-adevăr acolo erau. Așa, deci te deci și cu cu singurii care nu bat pe seria pe șasiu. Păi cât de ce nu bat, mă? Băi! Ia, lăsați-mă puțin! Lăsați-mă puțin să vă uit. Deci... Dacă fusei singur, dacă Roxana că găsi ambele kill-uri. Deci, eu am fost. Cum nu? Nu l-am găsit pe ăsta. Și Roxy la primul kill, că grasul meu cu capul nori, că nu știe. Așa? Când îi spusă, când spusă că ea era în electrical cu steți. Iar Cristiana spune că în electrical găsi kill-ul. Ea unde era? Cine, Cristiana? Eu am plecat nu, și am Roxana, lăsat da. Acolo în prima rundă. Păi cum ai plecat? Roxana! Am plecat dacă luminile erau stinse. Poți? Unde e corpul? În medbay, asta voiam să zic. Că sunt venturile ori în electric, ori în security. Bun, și tu m-ai văzut când am plecat din electrical în jos și m-am dus la security. Și m-ai văzut că stăteam acolo și camerele au fost non-stop pornite. Ok. Bun, dacă păi... E, dacă kill-ul fun ăsta, în medbay înseamnă că cineva l-a omorât din security. 100%. Băi, camerele au fost mereu pornite. Nu știu cum să zic. Mă rog, nu care e cum e situația. Oricum, știu pe cine votez data viitoare, 100%. Pe mami tău. Aha, stai așa să vezi tu ce ești pișamăși pe tine din toți. Nu cred. Ce ratăți. Microfonul. Cristiana, nu ești pe mult. Mamă, mamă. Unde? Storici. Cine a fost acolo? Eu am fost în stânga la reactoare și coboram să fac luminile, deci pentru că aparent nimeni nu le făcea. Eu îl văd pe Claudel atunci, dar erau luminile luate. Eu mă duceam pe Lec să fac luminile și Claudel nu știu ce căuta în partea aia. Eu m-am dus în dreapta să-mi fac task. Păi și luminile? Mii, tu doar te-ai plecat de la navigație. Păi eram sigur că mor ăștia și de-aia nu m-am dus. Mă, nu am zis încă la lumini. Nici chiar am sigur eram că acolo. Kimi s-a dus pe acolo, doar ce a plecat din navigație. Nu cred că... Deci stă și lecturicul. A, a murit și Bercea. Hai, da, stă-ți prima dată. Stă-ți prima oară și după lecturicul. De unde până unde? De unde până unde? Am că suntem trei, deja ești mort. Eu zic stau pe Claudel. Da, lecturatul, hai că urmezi. Da, nu știu ce să zic. Da, atât vă zic că nu sunt eu. Bă, ce păi vedem acum dacă ai fost sau nu. Păi mai e unul, lecturatul după. Nu contează, dacă l-am dat afară și era el, nu se termină jocul. Dacă nu era el, se termină. E surpriză. Hai, eu zic să nu votăm, părerea mea. Roxali? Eu zic să nu votăm, că suntem patru. Hai mă, votați-mă pe mine. Nu, nu votați. Bă. Suntem patru. Hai votați-mă pe mine. Ascultați-mă, ori pierdem, ori câștigăm. Asta e psihologie inversă. Da, ori pierdem, ori câștigăm. Eu zic că ăsta e lectoricul. Că ei fac double kill, nu era... Bine, hai atunci. Claudel, oh. Bine, băi. Bravo. Mamă, urcatule! Bă, bă, lectoratule, am văzut... Nu să dăși curajul să-l votați. Da, cum i-a mirosit Bercea pe amândoi, nu se poate. Am văzut... Nu, n-am mirosit deloc la vorbea cu rață. Păi dacă te-a cu cine, mă? O jucat prost, nu, de tot. Am jucat prost. Și pesteți! Păi când zici să
Roxana dacă era în medbay și ăla era la cameră. Cine era? Că Lecturicul era într-o parte și era într-o parte a mapei. Nu, că Lecturicul a început prost. Dar din prima tură, fetelor, trebuia să se încarce aia la card neapărat. Bă, am văzut și eu câteodată să știi prost. Din prima jucă prost, dinainte să facă kill. Păi da, aia e că... Vă pup. Dar nici, nici nu trebuia să facem kill în mijlocul storage-ului, mă. Ce da, bă, la final nu, conta, că deja oricum era. Da. Păi dacă mă morâs pe mine care vă spectam. Hai, băi, hai. Așa s-a nimerit. Hai să vedem, după grasurile, făi. Ce racu de aici? Bă, măcar am fost odată impostor. Acum, na, de câte ori să mai și fiu? Bă, da, tu cu live-ul tău, tu nu mai ai citit de pe live, să știi. Nu mă uit, ai, mă jur. Hai, lasă carnela. Taci. Nici o secundă. Nu știu ce să zic. Cu Claudel. Ce? Da, amice, e singurul de te-am văzut aici. Eu eram... Ce bă, ești nebun că noi suntem aproape scurii? Aproape de comunicații, tu ești nebun la cap. Și atunci? Și cine mai era la comunicații? Hai băieți, hai să vă zic ceva amuzant. Hai să vă spun o poveste. Ia zi, mă. Eu eram în dreapta de tot a navei, ce e acolo, nu știu. Făceam un... Navigare. Nu știi, nu mă văzură că eu sunt acolo. Se luară luminile, eu făceam download, dură mult. Când ieși un corp în mijlocul drumului, Claudel peste el, dă du report. Bă! Aoleu, Claudele! Nu știu! Eu asta am zis! Dar nu sunt eu! V-am făcut asta după amintele! Hai bă, că râde și el! Hai că râde și el, votați-l! Ce râde șacalul! Claudele! Bă, dacă e singur, de l-am văzut Bercea și după n-am mai văzut pe nimeni. M-am dus, mi-am fost luminile luate. Erau luminile luate, unde l-ai văzut? Bă, l-am văzut și unde l-ai văzut? Amice, pe coridor cu unde era. Bă, eu ajuns să-i aproape de storage, mâncați așa. Ajuns să-i. Bă, sta și cu mine, că am 3 task-uri deci, electrică. Cât timp îmi făcui, download-ul, fără luminile luate? Da, frate, și eu, e singurul de l-am văzut, a fost Bercea. De-aia am zis. Păi bă, da, luminile se luară cred că de 5 secunde. Păi dacă l-am văzut înainte. Aaaa. De ce l-am văzut și corpul? De ce l-am văzut pe Bercea, mă, dar corpul de era în mijlocul drumului, nu? Bă, coaie. Am votat deja, hai, votați. Claudel nu e impostor, e sălbatic cu Bercea. De unde și până unde sălbatic? Pentru că tu iei apărarea și Claudel fost pe Bercea, l-am văzut. Și când ai apărarea, a zis că nu știu cum avea cum să-l vadă. Adică Kimi, scuze. Scuze. Și Kimi îmi lua apărarea. Tu de ce ai fapt apărarea lui prostul ăla? Eu ce zis ai? Bă, ăsta are ceva cu Bercea. Păi iau, nu iau, nu-i lua apărarea. Eu nu, mi-a zis să veniți cu mine în electrical, că am trei task-uri. Afar! Aoleu, nu se mai aude nimic. Bercică. Ok, băiți, hai să vedem ce putem face. Am aici un task. O stau cu Lecturatul. Nu știu ce făcea. Mă concentrez. Care cum ce?
Aparent nu s-a făcut niciun click, niciun kill, dar ceva dubios. Ceva dubios că Bercea plecă în dreapta, stețule, dacă văzuși, și acum era în stânga de tot. Am văzut. Bă, ăsta e nebun la cap! Unde? Bă, ce făcut și dreapta când pleca și în dreapta? Ce, în care dreapta? Unde în dreapta? Din de jos, din storage. Dădui cerc și mă întorsă-i înapoi. Că bă, că bă, stai, lectoratule! Dacă mă omori. N-ai cum să dea vent din dreapta în stânga. Venturile din dreapta nu se duc până în stânga. Păi nu, dar măcar mai aproape, când fu lumina luată. Da, posibil, nu zic nu. Măcar mai aproape. Dădui cerc, pentru că te văzui l-a văzut pe... și îmi fu frică că mă omori. L-a văzut cineva? Bă, mă, dar nu știu cum să zic, că nu te mai urmări de vreo 30 de secunde. Bă, dar ia stai puțin, dar tu cum l-ai văzut pe el? Dacă ai luminile luate. A? Cine m-a văzut pe cine? Păi Bercea pe tine. Păi dacă era în spatele meu și nu erau luminile luate, că ba da? Se reparaseră. Ba da, se reparaseră. Se reparau foarte repede luminile ultima oară. Păi nu, dar eu vreau luminile. Iarăși, că nu mai știu. Stai puțin, că prea vezi voi ceva cu mine. Bercea fu, nu știu, veni colo la, era, nu știu ce. De unde veni? La... Bă, da, la e și rândul meu să... E și da? Rândul meu să vorbesc. Fuseram la Electrical, eu, Cristiana, Kimi, Roxali. Lasă că fuseram tot meciul la Electrical la început. Păi ho, stai un pic. După aia. Eu am făcut download-ul și prostia aia de trebuie să dai să treacă curentul prin alea. După care vrusei să mă duc să-mi fac upload-ul. Moment în care se dă dură iar luminile, mă întorsă înapoi și Cristiana cu Kimi sau cu Roxane, nu mai știu care, în orice caz, făcură luminile destul de repede. După care mă dusei cu Cristiana în stânga, că zisei că fac upload-ul după să-mi termin astea misiunile din stânga. Timp în care mă întâlni cu veni și Bercea, cred că din storage, nu știu sigur, da, și nu mai știu cine. Mă băgai pe camere și Bercea era la reactor ultima dată când intră. Da, și pe la reactor. Butonul. Deci nu știu, acum care și la reactor fu. Cu noi. Nu fost niciun kill, dar să mi se pare Bercea dubios. Nu știu, nu pentru ăsta bine. Stai bă cu mine. Poate posibil să nu fie Bercea că l-au dus impostor, ok. Nu știu ce să zic, băieți, habar n-am cine poate să fie, dar... Eu suspectez pe Bercea de aici, el a văzut pe el. Și era beculat și nu știu ce să zic. Nu știu cine poate să fie, credeți-mă, nu știu cine este. Hai Cristiana, hai. Să las pe Cristiana în față. Bă, noi suntem mulți aici și nu este deloc bine. Steluță, X, O și... Aoleu, vine să mă omoare. Aoleu, vine să mă omoare. Eram sigur. Bercea și sălbaticul afară! De unde și până unde? Și sălbaticul afară! De ce?
Nu mai începe cu de ce cu... Las-o cu noi! Las-o, electricule, las-o! Las-o, vă ziseam cu noi! Viate, votez Bergea, votez Bergea! Cristian, ce rog să aveți încredere în mine, votez Bergea și după aia sălbaticul! Aia e adevărat! Am electricul! Bă, ia, stați un pic! Hai să luăm altfel, fetelor! Niciuna dintre voi nu e impostor, pe clar! Dacă eu eram impostor, cum făcui double kick? Stai un pic, care pentru cine garantează? Da. Treaba e... Păi e simplu, fiecare între noi știm că nu suntem impostori. Cristiana știe că nu e impostor. Rămâneți voi doi. Stai, că nu... Sfântați-mă un pic. Deci, Cristiana știe că nu e impostor, că doar ea. Roxy știe că nu e impostor, că doar ea. Cum aș putea fi eu impostor să dau double kill și să votez pe celălalt impostor? Nu, că ești tu, dar e numai una dintre ele. Nu știu care dintre ele, dar sigur ești. Ce vrăjeală. Da. Hai să luăm altfel. Spune-ți. Eu cu Cristiana am umblat tot meciul până acum. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Păi da, dar nici nu l-am văzut cum și-a făcut ASCU și băi, s-a învățat cu o două meci. Oh, ce bine. Cristiana nu era aici. Hai să vedem. Bam aici. Bam. Așa, de nimica. Ups. Bun, așa. Așa. Că azi, băieți, da, editam în videoclip. Am dat după pauză, da, am dat. Mi-e frică. What? Ia zi. Am câteva lucruri de spus. Să-i fă mușelule. Cristiana cu Bercea aș făcut download-ul sus. Da. Grasule, Cristiana a venit cu tine să-și facă upload-ul? Nu, pentru că m-am să fac mai întâi task-urile din O2 și după aia mă duc, că nu le iau chiar la rând. Veni singur aici când făcui download-ul care între ele. Nu, vă zic pe Cristiana cu Bercea acolo la O2, nu e la O2, la căcatul ăla, nu știu Bercea unde făceai. Știți care e chestia? M-a fost Cristiana cu tine. Ah. Fusăși cu Cristiana, da? Cu Kimi, pardon. Puțin timp, după aia o luăm. Nici 5 secunde. Dăduși gunoiul sus cu Kimi. Tu și cu Steț. Kimi și Steț. Da, după care sus. Coborâi cu voi, da. Steț se pusă, își dădu gunoiul al doilea, da. Kimia noastră se plimba pe străzi. Coborâ până jos, da, avea da. Stați acolo cu Steț și nu da. Dădu gunoiul. De ce? Corect. Îmi pare rău, Kimi. Dar nu mi-a părea. Îmi pare rău, Kimi. Păi n-ai, nu, n-ai dacă cum. Ești impostor, nu-ți apare și al doilea stați pe care Nu eu nu votez pe Kimi. Ia, a, electricul! Dați-mă pe mine afară, da. E Kimi cu electricul. Oricum, da, da, da. Cum să câștige, bă, sălbaticul, e imposibil, stai liniștit. Hai, Cristiana, votează pe Kimi. Ascultă la mine. Hai. E Kimi. Nici lumea care nu încercă să se apere, este nebun. Bă, ce căca să zic dacă ai tu gura mare de fiecare dată? Da! Păi dar nu mă spuse nimeni oricum! Păi nici nu te ascultai, Cristiana. Eu te ascultam! Da, de-aia da, e sunt impostor, convins. De-aia, hai, pa! Da. Ce, bă, ce cabru stai aici mâncați așa? Vezi că n-ești pe mult. Ce vrăjeală! Ce vrăjeală! Nu știu cine poate să fie. Habar n-am. Nu știu. Cristiana, nu-ți e rușine. Am fost adânt greșeală, bă, clic băgam. E răspuratul, bă, dați-l afară. Da, bă, hai, să-l votăm, hai. Bă, de ce nu mă asculți, mă, atunci? Hai, mă, votați-mă, dați-mă afară, că eu sunt.
Bine, mă, dați-l afară și pe voi. Cristiana. Am avut, dați-mă pe mine, că eu sunt... No, glumeam, dați-o pe Cristiana, că o văd când în română. Eu sunt pastorul, mă, dați-mă afară. Săracul grasul, bă, și mă dusesem cu el să fac astea misiunile din electrică. De ce nu mă vota răzut? Lasă, te-ai votat tu singur. Și nu zici, mă, că te votam eu. Nu mă vota răzut, eu sunt impostorul. Ia, mă, câștigăm. Ia, mă. Yeah. Cum ar fi? Uaa, da să vezi, bă, n-aveți, bă, încredere. Eu fusei, mă! Ce greu a fost! Scuzați-mă, bă, băieți! Scuzați-mă, bă, asta e, ia! Ok. Să mă aduc să fac ăsta. Download, băieți, nu uitați de butonașul ăla de like. Like. De subscribe dacă sunteți noi. Ți-a dat reactorul. Fii atent cum pierdem. Cel mai... Doamne! Deci e Claudiu cu Salvaticul. What? Sau nu, stai, nu, stai puțin, nu. Deci e sălbaticul, 100%, dar nu știu dacă e Claudiu sau Miazono. Nu mai știu ce culoare era. Dar era double kill, sau un kill cel puțin în fața mea și sălbaticul a plecat fix de la kill. Dar bine că am găsit, bine că... Pe cineva să vină cu mine, că mi-era frică. Pe cine așteptai? Mai era o secundă la reactor, unde te duceai în dreapta? Pe cine? Apoi unde era fost? Pe cine? Mă, mai era o secundă. Erați doi. Băi. Și nu făcea nimic cât așa ăla. Bă, vă zic eu, ascultați-mă, e sălbaticul. Ascultați-mă. Nu, e sălbaticul. Bă, a plecat. O secundă mai era. Bun, deci e Claudiu cu sălbaticul. Hai pe sălbaticul încă o dată. Ascultați-mă, pe bune. Ascultați-mă. Vă rog frumos, ascultați-mă. De data asta, vă rog frumos. Stai puțin. Poți să spui clar că e double kill? Nu poate să. Nu pot să spun deoarece, nu știi de ce? Ascultă-mă. Știi de ce nu pot să zic că e double kill? Deoarece dacă nu dădeam report, pierdeam de la reactor, că mai era o secundă. A, ok. Da. Da, a plecat el cu Claudiu. Și celălalt omorâtul în altă parte. Bă, lasă-mă, voi doi ați plecat în dreapta și reactorul era în stânga. Și mai era o secundă. Nu am plecat în dreapta. Oh, ba da. Nu, eu am venit de dreapta în stânga. Și te-a tu văzut cineva din dreapta? Bă, nu! Hai, vă tați! Wolfi, pe sălbaticul! Wolfi, te rog frumos pe sălbaticul! Nu, credeți-mă pe cuvânt! Că mie-mi place, vă mă lați pe cuvânt! Wolfi, crede-mă pe cuvânt, e sălbaticul! Votează-l pe sălbaticul! Nu e! Crede-mă! Aaa, ce nenorociți, bă! Sălbaticul cu Claudiu, credeți-mă pe cuvânt! Și Claudelie. Că numai ei doi îl votară peste, nu știu cum se face. Cam sus. Hai, Claudelie. Aia prins. Hai că mă duc eu la ăla. Că sigur va da ceva. Bă, niciodată n-am și o satisfacție, o s-a pus pe butonul ăla, bă, n-am picioarele. Nu mă lăsară nici pe mine. Claudele, ce ai de spus în apărarea ta? Voi nu înțelegeți că steți a venit în partea. Nu te dăm afară, promit. Îți luăm așa urma. Nu, că vrei să mă omori, nu. Recunoști? Claudele, nu te iert. Claudele, recunoști? Și eu te dăm afară. Hai că vorbesc eu cu băieții. Băi, Claudele, nu ești bă șobul ăla, nu spune nimic. Așa copilul meu, așa. Eu nu mai estez ce să zic. Băi, două chestii, una la mână. Claudele, nu voiam double kill acolo, voiam să mergem la reacție. Bă, mie îmi place.